Cine nu pleacă la munte sau pe alte plaiuri în mini-vacanța de 5 zile sau cine vrea să-și bucure și spiritul, nu doar sufletul, nu trebuie să refuze cadoul oferit de Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, care, în zilele de 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie, va fi deschis spre vizitare între orele 9 și 17. Ba mai mult, în ziua de 1 decembrie, vizitarea expozițiilor din Palatul Magna Curia, precum și ale punctelor muzeale din teritoriu, este gratuită, cu excepția expoziției de la Orăștie, care este închisă pentru organizarea unei noi expoziții până în data de 14 decembrie. La Palatul Magna Curia sunt următoarele expoziții: obiecte de tezaur din colecțiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, matrița din bronz de la Sarmisegetusa, aspecte din viața dacilor din munții Orăștiei, Dincolo de poveste, graiul straelor moștenite, 140 de ani de la înființarea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara, ceramică fină de batiz din patrimoniul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, piese reprezentative din colecția de arheologie a Muzeului Devean, restituiri istorice, trecut și prezent în natura hunedoreană, citatea Deva, 750 de ani de la prima atestare documentară și, nu în ultimul rând, lapidariul și expoziția în aer liber, Marea Unire din 1918, secvențe hunedorene.